Salutare, prieteni! Băi, mai devreme am intrat prin mesagerie să văd ce mi-ați mai scris și dau de un mesaj al unui popă care scrie, te rog din suflet, sună-mă, după aia vreo 5 apeluri unul după altul și la un moment dat l-am sunat. Zic, ia să vedem, mă, ce o vrea, vrea să mă înjure? Hai, zic, că n-am mai auzit de mult o jurătoră de popă. Zic că cine știe să înjure cel mai bine? Ăștia, Pio și biserice. Dacă te uiți la ei, ăștia știu toți sfinții. Te înjură, își dă nafă, își dă gheazbă, își dă soare, își dă lună, își dă pedeapsă, își dă judecată, își dă iad, își dă draci și dă tot ce prind ei. În fine. Și l-am sunat, zic, salut, ia zi mă, tată, ce s-a întâmplat? Băi, Daniele, bă, deci te urmăresc de foarte mult timp, nu am treabă, ce zici, ce faci, bă, unele postări merg la suflet, altele nu, sunt în contradictorul cu tine, dar am o mare rugăminte. Bă, am și o resfințire la biserică și nu mai fac față. Zic, ce nu mai faci față? În parohie acolo mă vrei post 2, popa 2, ce vrei pe acolo? Nu, mă, nu, bă, fii atent. Am început lucrările de fațadă la biserică de acum un an jumate, am tras pe săraca lume din sat, dacă nu m-am rugat de în fiecare duminică să doneze, să doneze, m-am dus și eu cu dascălul prin sat să doneze fiecare cât poate, într-un final am reușit și am terminat biserica. Ne-a dat și primăria, în fine. Iar acum am resfințirea, frate. Zic, da, de ce resfințire? Zic, prima nu mai merge, a expirat, sfințirea. Zici că Dumnezeu când s-a dus să-l vindece pe orb, i-a zis, bă, fii atent că trebuie să revin la tine să te resfințesc, că e posibil să piardă vederea. Nu, mă, nu știi cum sunt episcopii și astea, frate, orice lucrare faci, trebuie să vină să o resfințească. Da, bă, frate, Dumnezeu nu mai resfințește nimic, bă, decât episcopii și popii și toate astea. Noi nu mai suntem, noi suntem niște nei ca nimeni pe lumea asta, doar ei sunt Dumnezeii pe pământ. Bă, lasă astea, lasă, dă-i încolo. Bă, frate, fii atent, am și o rugăminte la tine. Mă, uite, am nevoie, știi că o venire a episcopului mă costă peste 100 de milioane. Zic, ai scăpat ieftin, până alte eparhii sunt 200. Da, mă, da, al nostru nu e așa, da, îi dăm acolo atenție, îi dăm o de-astea, dar uite, bă, și masa și alea și știi că vine cu cohorta după el. Te rog din suflet, bă, uite, am strâns de la biserică 60 de milioane, mai am și eu nevoie de 40. Bă, te rog mult, știi cum e, ai fost în sistem, e singurul care mă crește și mai putea ajuta. Zic, iau tereic. Eu dor ca boschetarul pe marginile șoselei și pe ale drumului și pe toți boscheții pe Angliei, trag de mine fiecare noapte cu de-astea la ochi, mănânc ce prind, fac pe unde prind. Și acum stau să cup pădicre negre la Boșorogi și de la Bărboși. Zic, da, mă, m-ai găsit, taci din gură, că încep cheta. A doua zi pe Facebook, astăzi, acum pun frumos aici. Vă rugăm din suflet, ajutați-l pe popică din satul Puțirică, că vine episcopică să-i dea la bostănică. Lutai ca popică. Hai, mă, că așa e, știu mai bine. Dar îl întreb pe ăsta, zic, bă, cine te-a pus pe tine să faci lucrările alea la biserică pe afară? Serios, cine te-a zgârmănit? Nu, mă, anul trecut, fii atent ce am păzit. M-a pus boala să-l chem pe protopop la un maslu. Și îmi zice, părinte, îți cam place așa cum arată biserica pe afară? Și am zis, zic, părinte, e cam scorojită pe jos, dar o să o facem. Nu că o să o facem. Până la anul, părinte, vreau toată fațada bisericii să fie schimbată. Dacă nu, referat și te mut la văscăuții din deal. Balașe, și de bine de rău, e o parohie bunicică. Și dacă mă mută în altă parte, păi trebuie să mă mut cu tot, cu casă, cu tot, cu familie. Ce fac, frate, că le stric viitorul și la copii, îi mut într-o școală, în alta, ce am făcut? Zic, bă, eu cred că vă merita soarta, mă. Zic, de când ai mai fost într-o vacanță cu familia? A, nu, mai că mă înjur dacă mă întreb de asta. Bun, n-ai mai fost. Păi n-am mai fost, cred că, de la nuntă. Bun. De când nu i-ai mai luat copilului tău o jucărie nouă? E, am mai primit așa de pomană de la unii și de la alții, că știu că avem un copil mic. A, bun, tot pomana aia, trăiască sfânta pomană, că voi din asta trăiți și nimic n-aveți. Zic, de când nu ți-ai mai scos doamna în oraș? Să o duci, spre exemplu, la Terme, la București, acolo unde e frumos, zici că ești în Bali. A, unde? Zic, unde? Unde a dus urdu iapa și mutu găleata. Zic, băi, tu nu vezi, bă, că habar n-ai nici de ieșit din satul ăla, sunteți ca niște ligioane de-aia trageți pentru bărboși ăștia mari? Știu, bă, Balace, dar ce vrei, bă, să facem acum? Ce vrei să facem? Bă, de ce nu le lăsați, bă, banii la amărâtele alea văduve? Serios? Bă, lăsați-le că au muncit la ceapădul, le-au sărit rotinetele în aer. Vai de capul lor, păi dacă îi pui pe Boșorogi ăștia cu mitre pe cap să-i bagi 2, 3, 5 zile pe câmp să măcar să mimeze ce au făcut babele României, păi ăștia ar crăpa a doua zi, mă, le-ar duce burta în călcâie. Și nu-i înțeleg, mă, când vin la mesele alea, la ospețele alea, când stau pe banii voștri acolo la masă și se răspătează așa și sunt precum niște pițipoance de alea, da, Doamne ajută, fiți binecuvântați.
Dar problema este că nu stau pe banii voștri, mă, ci stau pe banii lumii, stau pe banii oamenilor necăjiți, stau pe banii băbuțelor care, vai de capul lor, nu se îndură nici să dea nepoților, dar se îndură să dea părintelui din sat că, e, așa mă spală Dumnezeu de păcate. Da, înainte să ne spele Dumnezeu de păcate, ne-am spălat ăștia pe creier. Și da, are nimic, lasă că e bine și așa. Stau pe banii primăriilor, mă, stați pe banii primăriilor acolo la mese întinse frumos. Și primăriile de unde au bani? Tot de la ăștia care plătesc la oamenii din sat. Că plătesc taxe, impozite, CASE-uri, MASE-uri și ce taxe mai sunt pe la stat. Dar ați înțeles, eu nu știu cum de nu vă intră mâncarea pe vreo bere gata, de-aia să ducă la căder, să vă vină mintea la cap. Și oricum, părintele ăsta nu prea părea foarte bine, adică nici fizic, nici psihic. Dacă nu iese bine resfințirea, e posibil să resfințească pe vreun alt sat. Frumos, pe acolo, dus cu tot, cu familia, uitat de lume. Da, mă, nu, să nu credeți că popii au foarte mulți bani. Popii se împart pe două categorii. Ăia care au foarte mulți bani, adică care stau și sună pe sponsor de dimineață până seara, să trăiți, domnul sponsor, ce mai faceți, cum sunteți astăzi? A, da, veți avea o scamă aici, da, v-am visat azi noapte, erați pe un nor alb și mi-a zis Hristos că trebuie să mai donați puțin pentru Sfânta Biserică. A, da, domnul sponsor, să trăiți, să rămână, Doamne ajută, fiți binecuvântat, domnul Haruș, Maica, domnul să titit. Da, ăia nu mai au viață personală, ăia sunt sclavii sponsorilor și totodată cățeilor. Și cealaltă categorie de popi care nu sunt atât de tupeiști, care sunt mai rușinoși și mai fricoși sau n-au papagal, sunt ăia care trag pe săracele băbuțe pe parohie. Adică nu trag, așteaptă milă și ei. Mai bat un apropo, mai alea, mai o iconiță, mai ceva, mai așa. Dar fac foarte multe slujbe, cu mila Domnului poate trăiesc și ei de pe o lună pe alta. Da, serios, pentru că au foarte multe taxe care vin de la episcopie, să nu credeți că ei scapă așa ușor. Poate să fie și, bine, și taxele se împart pe grad 1, categorie, grad 2, categorie misionară, categorie parohie cu categorie. Bă, sunt pe categorii, bă, că și harul ăsta e așa împărțit, nu e har divin. Și ăla divin e filtrat. Adică, episcopul ia tot, da, dar are și mitra aia de pleacă așa, să intre mult har în ea, după aia pleacă harul către aur, adică popii cu cruci de aur, da, după aia, da, că e să mai ajungă și pe la mărâța aia, ca ăsta care m-a sunat acum că trebuie să aștepte resfințirea, da, bă, mie îmi pare rău, mie îmi pare rău pentru că ei nu au sânge în instalație să ia frumos de barbă pe ăștia mari, bă, alu, stai puțin, ce faci? Păi până când o viață mare și un trai nefericit? Până când vii și mă mănânci așa, că vrei sfințire, resfințire, mâine mi-o cerci pe nevastă mea, nu? Nu, că dacă aveam vreun frate mi-l cereai, sau vreun prieten. Băieții știu ce zic. În fine, chiar mi-a fost milă de părintele ăsta, adică milă pentru că știu ce pățește dacă nu este totul luna. Știu ce o să pățească dacă nu o să iasă totul perfect, dacă masa nu o să fie perfectă, dacă sfintele alea albe așa pătrate nu vor fi perfecte, dacă slujba nu o să fie perfectă, dacă nu o să vină lume la biserică. Ei au de suferit, ei au de tras. Pentru că știu, am fost în sistem și eu măgările astea vreau să le scot afară. Astea să-i mai eliberez pe amărâți ăștia care trag de dimineață până seara. Să-i mai eliberez și pe ăia care toată ziua bună ziua să duc și mai sponsorizează și mai dau și mai iau și mai... Nu dați pentru părintele nimic. Nu, ăla dă mai departe. Ăla când are o resfințire, e jale. Îl toacă ăștia de sus, să-i dea așa-l fac. Ba toaca cu el. Bă, nu mai pot ăștia că dau adevărurile afară. Sunt terminați, clocesc toți. Ala tema, fariseule. Nu mai cuvinte de-astea. Știu și au trei cuvinte în Dex și pe alea le folosesc pe toate site-urile. Da, bă, dai în biserică, dai în biserică. Nu, ce mă, m-ați văzut pe mine să dau cu pumnul într-un om? Că asta e biserica, asta pe care a creat-o Dumnezeu. Acelea sunt niște ziduri de rugăciune. Unii se duc și se simt bine, alții pleacă pedepsiți, alții se duc și își găsesc liniștea. Fiecare om, alții își găsesc liniștea în cluburi, vezi, în fiecare sâmbătă sunt acolo. Dă-mă așa să simte liniști și fericiți. Alții unde își găsesc liniștea? În natură, îi vezi frumos toată ziua, bună ziua, în parcuri. Alții își găsesc liniștea în weekend pe la grătare, cu prietenii. Alții își găsesc liniștea în familie, duminica. Da, liniștiți frumos, doar ei și familia și atât. Eu nu înțeleg cum ăștia care merg duminică de duminică la casele de rugăciune, vin de acolo mai triști, mai nervoși, mai porniți spre ceartă, mai spre ură și nu mai buni, mai iertători, mai inimoși. Nu, mă, ce vă fac, mă, aia? De ce plecați cu starea negativă? Că vă văd pe internet foarte puneți, ba, l-aș dă în biserică. Nu dau, mă, nu dau în nimeni. Asta e biserica pe care a preamărit-o Dumnezeu. Asta pe care a făcut-o el cu mâinile astea. Alea știm cum se fac, v-am spus. Uneori cu bani curați, alteori cu bani murdari. Deci,
aveți mare grijă că sunteți în biserică. Lăsați zidurile deoparte. Ăștia capă de tuti capi. Mai lăsați-i pe ăștia să mai respire pe parohii. Lăsați-mă, că nu împărățiți voi lumea. Nu, doar aveți impresia că împărățiți. Dacă tot citați pe Sfinții Părinți, faceți exact precum au făcut ei. Da. Slujiți pe Sfinții Părinți, dar luați-le și exemplele de viețuire. Dar nu, îi puneți pe ăștia să trăiască săraci, vai de capul lor, dar voi în aur, în puf și în dumnezeire. Pentru că voi știți adevărul și ăia nu. Bun, asta vreau să fac și eu, să vadă lumea adevărul din spatele cortinei. Dar iese cartea cât de curând și acolo veți găsi cu detaliu tot ce se află în spatele sutanei. V-am pupat!